Bună tuturor, sunt Cristiana Deca, sunt specialist în protecția atelului Adecalec și astăzi vreau să vorbim despre reluarea activității începând cu data de 18 mai și ce implicații are din perspectiva datelor personale, pentru că există o grămadă de implicații din această perspectivă datorită faptului că o parte din măsurile de distanțiere socială presupun și prelucrarea datelor personale ale angajaților, în special cele de sănătate. Și atunci este foarte important ca fiecare companie să ia niște măsuri care să corespundă tipului de activitate pe care îl desfășoară. Spun asta pentru că nu orice măsură poate fi luată de orice companie și atunci trebuie să analizăm de la caz la caz ce tipuri de măsuri putem aplica, astfel încât să respecte și dreptul la viață privată și principiile impuse de GDPR privind prelucrarea datelor personale. Dacă vreți să știți mai multe despre asta, avem un webinar în data de 19 mai, unde dezbatem pe larg subiectul, cu scenarii și tot ce înseamnă această reluare a activității în companii. Numai bine!